Au. Hai bă, să opresc ăsta de răbdare. Stau așa ca Dracula. Oh, eu sunt Laszlo Tăchis. Fărnă. A terminat la europarlamentarul discursul cu porno. Bă, oare pastorii ăștia foarte extremiști în pastorismul lor, pastorii ăștia, bă, chiar că dacă ești chiar cioban, dar ești un cioban original, fără niciun ban. Eu sunt meltean. Cum? Sunt meltean. Vreau să ajung în alta societate de melteni, dar nu. Nu vrea să vorbește cu mine meltenii din în altă societate. De ce? E de mai multe feluri melteni. Ia zi, bă. Îți place să fii Dracula? Nu mă face. Porno. Bă, ai terminat discursul cu porno. Ce-a zis, băi? Românie bulangine face porno. Bă, am văzut și filme ungurești și mi-a plăcut cu porno. Dar acum am început să vă facem porno. Dar vezi că noi avem o subtilitate. Și voi aveți subtilitate. Ne sugem unul pe altul dacă e. A, nu, porno. Mă, după sunt pe frate, i-a ieșit porno. Zicea că poate era un cuvânt compus. Sau ceva, măi, că mama a băgat ăsta porno. Cred că era europarlamentarii pe porno? Da, porno. A zis, gata, și... Bă, nu semăna vampirul ăla chiar cu el. Dar eu dacă îl iubește la băiat așa, l-am văzut vampir. Dar seama, să știi, vampirul seama. E, e stilizat ca un vampir, are urechile cât de vampir, ochișorii de vampir. E chelios, ăsta mai are ceva floci. Da, dacă l-ai chelia în cap, ar fi vampir. Dar e un vampir, nu știu cum. Băi, eu i-aș propune lui ăsta, bă, dacă tot ei vrei să iei bucățică din fată, din România, ia-mă bucățică și din Dracula, mă. Suge pula! Fii atent că Dracula original trăia în 1400 nu știu cât. După aia s-au făcut legende. Și era Dracula rău. Îi futea pe toți sigur, ne băga că toți apă. Păi le enervau. Hai, dar după aia s-au supărat boierii pe el și i-a băgat la pârnaie. A poponărit la boieri. Păi era și atunci complot în politică. Dacă imediat îți dădea zeamă de clopoci. Și trebuia să fii fiorul. Și îl numește Vlad the Impaler. Dar băiatul vrea și el să mai calmeze spiritile, știi? Și n-avea cum să-i calmeze pe ăștia decât să-i fută în cur. După aia, s-a... bă, tu știi că Dracula noastră, bă, poate ăsta vine în Vlad să pești, mă, Laszlo, nu Laszlo, Laszlo Tăchis. Aia de ce? Ăsta s-a însurat, la un moment dat, a avut mai multe căsătorii, parcă două, trei. Cu o boieroică unguroică. Vezi, s-a înțeles chiar cu unguroica. Ăla, da, da, cred că copiii lui aia l-a făcut pe Laszlo Tăchis. Și ăsta, Laszlo Tăchis, bă, să nu-l mai vreau. Vrea să-și ia teritoriile. Face, băi, eu mă trag, dar nu recunoaște. Nu recunoaște! Te tragi din Vlad Țepeș. De-aia semeni cu un vampir la față. Ăla nu semăna cu vampir. Bă, dar lasă-ți floci. Ca taică tu, ca străbunică tu. Îți dai seama să fiu ungur. Băi, ăla seamănă cu Vlad Țepeș? Da. Păi hai să mergem la Stan și Bran, la castelul ăla. Să-l bagi și pe ăla Laszlo Tăchis. Da. La loc de cinste, așa. De, îl pune pe perete. Dar nu-l face vampir. Nu-l stilizează. Îl constipatizează, îl bagă acolo. Vine ungurii, ia uite. Urmașul lui Dracula. Ce a făcut? Bă, regretă. S-a făcut pastor, a făcut Dumnezeu.
Ăla, nu știu, de seama, era creștin. Și la Țepești. Da, a zis. Sunt urmașii lui Dracula. Băi, du-te la români. Acum, vezi tu, ai tu pilulii tale, de-te-n pula ta. Și le cer la aia, băi, ia să vedem. Trebuie să fie urmași. Dă Mircea cel bătrân ăștia, știi? Și-ți face ADN-ul, bă. Întâi vii aici la, în alta curte de casație și justiție în România, că mai ai tu pilulii tale. Și dacă ești europarlamentar, n-are ăștia cum să cupii în curiștie, să te primească. Și zici, fac tăgăduire de paternitate. Și atunci tu trebuie să demonstrezi paternitatea. Vorbești cu un procuror cu jur pe Biblie, că mai avem ăștia și o să fie și după aia. Te înțelegi tu cu ăștia, cu la mulți ani și cu jur pe Biblie? Că cu cine am votat? Cu toate că acolo nu apare oameni politici în Biblie, dar e la modă. Băi, înțelegi pe procurorie. Am pus-o în instanță. Hăt, nu știu când. Dar imediat după Revoluție s-a băgat Biblie. Și eu era învățat cu Biblie. Că m-a pus și pe mine să jur pe Biblie. Jur pe Biblie! A pus-o și pe aia. Jură pe Biblie! Jurăm pe Biblie. Ea a tăcut în gură că vorbea avocata, dar nu... Deci ea nu a mințit că a tăcut în gură. A fost deștept la vără. Eu am jurat pe Biblie și n-am zis tot adevărul. Cum e? N-am zis. Că erau mai multe amănunte. Și dacă am jurat pe Biblie, diavolul stă în amănunte. Și atunci m-am speriat. Am zis, bă, am jurat pe Biblie. Deci să zic doar câteva chestii. Deci, așa, deschizi proces și zici, sunt Vlad the Impaler. Și vezi și tu dacă, eu zic că e o chestie fenotipică, ești tu așa, la față, ca un vampir. Și după aia căutăm o semintă lui ăla, nu știu dacă le găsim, dar trebuie să fie urmaș de al ăla. Până ăștia, boie. Și ei... De la ăia, niște dalea de ADN și se poate face. Mai ales pe linie paternă. Bă. Și se uite la cromozomul Y, care e foarte stabil. Și dacă ești de-al lui Vlad Țepeș, mamă, toată Ungaria o să te iubească. Mai ales rocăria. Laszlo Tokes! The baby of Dracula!